Salutare! Astăzi vreau să vă prezint o freză pentru profile de geamuri, uși, oglinzi. Este o freză destul de interesantă, creează acest model de profil și bineînțeles că nu se limitează doar la geamuri, uși, oglinzi. Poate fi folosită și pentru ramuri de tablouri, panouri decorative și multe altele. Grosimea maximă pe care aceasta o lucrează este de 24 de mm, iar în acest caz va crea un fals cu o adâncime de 12 mm și o înălțime de 11 mm. Suficientă să mascheze o ramă sau o sticlă tăiată neregulat sau eu știu ce aveți dumneavoastră nevoie. Bineînțeles că lățimea lemnului se poate configura după cum aveți nevoie. Nu e musai să fie de 24 de mm, poate să fie și mai mică. În acest caz, bineînțeles că veți putea elimina ori din acest fals, da, adică să-l îngustați pe acesta, ori pe acesta, ori pe amândele. Personal am cumpărat-o pentru a face rame de tablouri. Am achiziționat-o de pe meșterișugărețul.ro, un site pe care veți găsi o gamă variată de freze, foarte interesante, precum și alte accesorii de lucru cu lemn și nu numai. O să las link în descriere către site. Iar în cele ce urmează vă invit să urmăriți cam cum am utilizat eu freza, pentru că nu am o masă de frezare, a trebuit să improvizez ceva și sper să vă placă ce am făcut. Inițial am vrut să mă folosesc de firungul frezei de la Makita, dar freza tăietoare, având dimensiuni prea mari, atingea în firung și nu am putut să o folosesc, da, în acea zonă pe care vă o indic acum. Așa că am hotărât să fac o măsuță.
tabloul la gata, nu e chiar gata pentru că mai trebuie fixat și pus o agățătoare. Se poate pune și sticlă, frezarea îmi permite chestia asta, da? În urma frezării mi-a rezultat un fals destul de generos și aș putea să pun și sticlă fără probleme și să am loc și să o fixez în ținte. Eu momentan o să fixez doar în ținte și urmează ca pe viitor persoana pentru care le fac să decidă dacă va pune și sticlă sau nu. Acum nu mi-a spus de sticlă, nici nu am să pun. Așa. Frezarea la colțuri, după cum ați văzut, nu mi-a ieșit, dar adică îmbinarea aceea la colțuri cu freza. Dar nu e o mare pagubă din punctul meu de vedere, pentru că ar fi fost destul de problematică. Frezarea ar trebui după ce am tăiat piesele și există riscul de a rupe la ieșirea din profil, ceea ce ar duce la multă risipă de profil și multă muncă în plus. Așa, în 45 de grade e o îmbinare mai ușoară, cu toate că mie de data aceasta nu mi-a ieșit chiar perfect. Sper ca pe viitor să iasă mai bine, o să-mi dau mai mult silința. Freza, da, lucrează bine, îmi place, are potențial și cred eu că o pot folosi și la alte proiecte. Mă gândeam să fac niște panouri decorative cu ea, o să văd pe viitor. Deocamdată am foarte mult de înrămat, am foarte multe pânze ce vor trebui fixate pe rame. Așa că va lucra o perioadă. Nu știu dacă o să filmez ce mai fac cu ea. Cred că am acoperit cam ce vroiam să spun. Dacă v-a plăcut video, puteți să dați un like, un share, un comment. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare și vă doresc o zi cât mai bună!